Bună, astăzi vreau să vă prezint produsele terminate pe luna martie și aprilie. Am terminat un ulei de păr de la Avon cu ulei de argan. Acesta este preferatul meu, îl folosesc de fiecare dată, de mult timp l-am. Aici am încercat să pun o cremă, dar nu vrea să mai iasă nici cum și l-arunc cu totul. Îmi place foarte mult mirosul lui, miroase foarte bine. Vreau să arunc această sare de baie, am cumpărat-o odată când am fost la Sovata, dar eu nu prea folosesc și n-are rost să o mai țin degeaba pe aici. Am terminat un spumant de baie de la Oriflame. Mirosea bine, discret, făcea spumă, a fost drăguț. Am terminat o rezervă de săpun de la Kaufland, am cumpărat-o și miroase destul de bine, e ok și e foarte ieftină. Am terminat pasta de dinți Colgate pentru albire. Mi-a plăcut pentru că din cauza particulelor care le avea curăța dinții foarte bine, dar nu prea am văzut o albire, dar o să mai recumpăr, îmi place foarte mult. Împreună cu soțul meu am terminat această pastă de dinți Parodontax pentru gingii foarte sensibile, mai mult el a folosit-o. E bună, își face treaba foarte bine, doar că are un gust foarte îngrozitor, e foarte sărată. Prima dată parcă nici nu poți să o folosești, dar pe parcurs te obișnuiești cu ea. Și acum are tot această pastă de dinți, doar că e altă culoare, albastru, cred că. Am terminat și această Colgate simplu. Nu prea mi-a plăcut aceasta, parcă nici nu curăța prea bine, dar am cumpărat-o și a trebuit să o termin. Am terminat această cremă de corp de la Oriflame. La început nu prea mi-a plăcut mirosul ei, dar folosind-o m-am obișnuit cu ea și acum chiar mi-a plăcut. Am terminat cutiuța cu minuni de la Oriflame, cea cu coacăse negre. Dintre toate le-am încercat aproape toate, aceasta îmi place cel mai mult. Mai e foarte, foarte puțin acolo, dar nu mai folosesc, că mi-am cumpărat-o acum cea cu miere. Asta mi-a plăcut cel mai mult din toate care le-am încercat. Are un miros foarte plăcut. Am terminat și acest baton de la Forever cu aloe vera. E foarte bun batonul acesta. Îl foloseam și pe buze câteodată, dar mai mult când aveam tăieturi, răni, e foarte bun. Am cumpărat de la Profi acest balsam de buze. Nu prea mi-a plăcut. Miroase foarte ciudat, parcă ruj vechi. Dar dacă l-am cumpărat, l-am folosit, dar nu o să-l mai recumpăr, sigur. Și de la Oriflame am acest balsam de buze de la Very Me. Acestea le-am toate patru, doar acesta l-am terminat. Mi-a rămas așa puțin ca să mai amintesc de el. Eu nu prea arunc aceste, cum să zic, recipiente. Câteodată mai îmi fac balsam de buze acasă și le păstrez pe toate ca să pot pune eu balsamul de buze. Am terminat și parfumul VIP Night. Am mai lăsat foarte puțin aici ca să îmi amintească de acest parfum. Eu nu arunc sticluțele pentru că am o colecție de sticluțe de parfum, cum v-am spus și data trecută. Și în parfumurile care le folosesc eu mai las puțin ca să mi-amintească mirosul. Am terminat și parfumul More by Demi. Nu pot să zic că mi-a plăcut extrem de mult, dar persista foarte bine și asta mi-a plăcut la el. Am terminat și acesta, tot de la Oriflame, Love Potion, cred că se numește, ceva de genul, nu știu dacă am zis bine. Am terminat doar parfumul de la Oriflame, astea mi erau pe terminate, Enigma.
Acesta nu pot să zic că mi-a plăcut în mod special, l-am luat mai mult pentru sticluță și l-am găsit la un preț mai ieftin, dar a fost drăguț. Am terminat și acest gel de duș de la Oriflame din gama Discover. Avea un miros foarte subtil, abia se simțea mirosul lui și de asta nu cred că îl voi mai recumpăra. Am mai terminat un gel de duș din acesta, l-am primit de la sora mea din Germania. Îmi plac mult aceste geluri de duș, sunt cremoase și miroase foarte bine. Și un gel de duș tot primit din Germania cu smeură și încă ceva, nu știu ce înseamnă, cred că răbarbără, da, nu știu sigur. Mirosea bine, dar nu prea persista mirosul. Am terminat această loțiune de corp de la Avon. Mi-a plăcut foarte mult mirosul, doar că avea slipit și asta m-a cam deranja. O cremă de mâini de la Avon cu ulei de argan. Nu mi-a plăcut mirosul ei, mirosea așa chiar urât, dar ca și consistență a fost o cremă bună. Această cremă de la Oriflame cu măr și scorțișoară, asta îmi place foarte mult, am cumpărat-o și anul trecut de sărbători. Miroase foarte bine, îmi place mult mirosul de scorțișoară. Încă o cremă de mâini tot de la Avon, de la Oriflame. Aceasta am folosit-o mai mult pe corp, nu știu, pentru mâini parcă era prea lichidă, am folosit-o ca o loțiune de corp. Încă o cremă din aceasta micuță, mini, cu ulei de măsline, cred că. Îmi place și mirosul și consistența cremei acestea, am avut-o și mare și dacă o voi mai regăsi în catalog, o voi cumpăra din nou. Am terminat acest deodorant Dove cu Rodi. Miroase foarte bine acest deodorant, dar am o problemă de fiecare dată când îl iau în sortimentul acesta cu Rodi. Lasă ca un fel de, nu știu cum să zic, ca o pulbere, o pudră la sub braț și murdărește și hainele tot. Din cauza aceasta nu mai recumpăr acest sortiment. Am terminat și unul cu castraveți. Ăsta parcă îmi place cel mai mult. Două din aceste originale. Folosesc mult deodorant. Acesta l-am de mai multe luni cumpărat, doar că îl foloseam doar așa din când în când. Acestea îmi plac foarte mult. Acestea și ăsta de castraveți îmi plac cel mai mult. Am încercat și Rexona. E bun și Rexona, dar tot la Dav rămân. Am folosit 3 șampoane de la Yves Rocher. Am vrut să încerc și eu să văd cum sunt. Îl foloseam pe cel împotriva căderii părului de mai multe ori și mi-a plăcut, cum să zic, nu mi-a mai căzut părul în timp ce m-am spălat cu el, dar îmi lăsa părul foarte, nu știu cum să spun, tare, așa sârmos, îl încălcea și asta nu mi-a plăcut. L-am folosit acesta pentru volum, a fost ok, lăsa volum, spăla bine părul și ăsta antimătreață l-a folosit soțul meu și am folosit și ăsta reparator, dar am făcut mătreață de la ele și asta m-a deranjat foarte mult pentru că eu nu aveam probleme cu mătreața, dar când am folosit aceste șampoane am observat că mi s-a făcut mătreață și de asta deocamdată nu mai cumpăr șampoane de la Yves Rocher. Am folosit aceste șervețele umede de la Papillon, cred că se zic, da. A fost 100 de bucăți, a costat 8 lei și mi-a plăcut foarte mult acestea cu aloe vera. Am mai folosit și astea, tot de la aceeași firmă. Miroseau și astea destul de bine, au fost destul de ok. Și am folosit mai multe șervețele din acestea. Eu cam tot astea le cumpăr de la Lidl, Frota. Au 3 straturi și îmi plac foarte mult.
Cam astea au fost produsele terminate în luna martie și aprilie. Mulțumesc că ați vizionat filmulețul până la sfârșit.